mă gândesc la prima mea experiență aici, care m-a făcut să mă simt exact ca la un carnaval pentru antreprenori, pentru că erau atât de multe lucruri interesante de făcut, încât nu știam unde să mă uit mai înainte. Business as usual, am întâlnire cu un membru din staff. Se pare că a devenit o resursă foarte importantă pentru antreprenori. Mi se pare că începe să ajungă în punctul în care să se ajungă de la început, adică să pună la oaltă atât de multe resurse și atât de mulți specialiști pentru a susține și îndruma antreprenorii aflați la început de drum sau în dezvoltare business-ului lor. Feedback-ul a fost întotdeauna unul pozitiv. De obicei, ce m-a surprins mai mult era că oamenii care veneau în stup erau surprinși de nivelul de specializare pe care îl găseau aici. Deși veneau cu probleme foarte specifice, foarte delicate, primeau soluții de la oameni care erau foarte specializați și care știau foarte bine domeniul respectiv, chiar dacă era un domeniu foarte specific. Noi suntem o casă de avocatură care oferă servicii exclusiv în domeniul de business și oferim soluții pentru acoperim toate problemele care ar putea să toate aspectele care ar putea să apară în funcționarea unui business. Iar ce facem în stup este că oferim consultanță gratuită. Putem să discutăm despre problemele pe care le au antreprenorii în cadrul întâlnirilor pe care le avem în stup și ulterior, în funcție de nevoile pe care le au aceștia, putem să acordăm asistență specifică pe problemele lor. Cred că este un loc foarte primitor, în primul rând. Cred că eu de asta aș veni în stup prima oară, pentru că este un loc foarte primitor. Oamenii sunt clar determinați și entuziasmați să mă ajute, eu asta simt, asta am văzut, asta a fost și feedback-ul din partea antreprenorilor. Și cred că este singurul loc în care chiar sunt puși în contact antreprenorii care sunt la început de drum cu oameni specializați care fac asta pentru toate business-urile, chiar și cele foarte dezvoltate din această piață. Cred că a fost un business de e-commerce. Am văzut foarte mult în ultimul timp în această direcție și suntem foarte entuziasmați să ajutăm, pentru că noi dăm sfaturi juridice. Această zonă nu este la fel de reglementată ca celelalte și pentru noi este o provocare uneori. Fiți încrezători și perseverați în eforturile voastre de a vă implementa ideea sau business-ul sau planul de afaceri, pentru că principalul obstacol este în legătură cu ceea ce vreți voi să faceți, iar de celelalte încercăm să ne ocupăm aici în stup.